Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Portret de Candidat. Invitat în această emisiune este doamna Viorica Marincaș, care este candidata Pro-România Maramureș pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună ziua! Acum, lumea vă știe poate mai mult în Maramureș după faptul că ați fost șefa Inspectoratului Județean de Poliție, singura femeie din țară care a ocupat acest post și mai puțin de pe varianta, să spunem așa, politică. Ce v-a adus prin politică? Ca să intru în politică, în primul rând ca cetățean, am văzut ce se întâmplă în jurul meu și am hotărât că nu este o opțiune să stai deoparte. Ce mă mai ajută ca să intru în politică este toată viața mea dedicată oamenilor, pentru că, așa cum se știe, peste 30 de ani am servit interesele cetățenilor într-o instituție de aplicare a legii. Timp de 23 de ani, de la cel mai mic nivel managerial până la șef de instituție, ultimii 5 ani, am parcurs toate etapele profesionale într-un mod liniar. Deci ați făcut pași săltați, să zicem. Niciunul. Am parcurs toate treptele profesionale timp de 23 de ani până când am încheiat activitatea în glorie, când am hotărât eu și când am spus că energia, experiența, competența mea pot fi dedicate oamenilor în continuare. Asta e... E bine pentru oameni. Adică, cum ar veni, aveți un soi de expertiză managerială într-o instituție care nu este printre cele mai ușoare de condus. Adică nu e totuși o florărie, e cu totul și cu totul altceva. Un inspectorat de poliție nu e chiar. Da. Am fost onorată să conduc inspectoratul de poliție și nu am făcut acest lucru și unitatea mea a fost în topul unităților naționale în mai multe rânduri. Și trebuie să se știe și se știe lucrul ăsta că nu poți face singur lucrurile. Deci am lucrat într-o echipă, am lucrat cu oameni profesioniști, am lucrat cu oameni care au știut prin abilitatea managerială a liderului să se poziționeze corect acolo unde a fost locul fiecăruia și să facă ceea ce trebuie. Deci în acest mod am înțeles managementul, în acest mod am înțeles strategia conducerii unei unități și în felul acesta am și reușit. Am reușit pentru că se știe, dacă nu se știe, pot să și spun. Multă lume mă cunoaște din această zonă pentru că eu spun așa, cu bucurie și cu mândrie, că nu există sat în județul ăsta să nu mă știe cineva. Fie că a fost subordonat, fie ca și coleg, ca și coleg rezervist, ca și oameni care au trecut prin tangențial așa cu activitatea pe care eu am avut-o. Am și un spirit voluntar și sunt membru fondator la câteva ONG-uri care... Deci aveți o răspândire bună ca popularitate. Da, eu, da. De exemplu, sunt vicepreședinte la Crucea Roșie de 19 ani. Am fondat 4 ONG-uri care au ca obiect drepturile diferitelor categorii de cetățeni. A copiilor, a persoanelor vulnerabile, egalitatea de șanse. Deci lucrurile astea mă ajută și în felul în care eu simt, în care eu trăiesc. Eu sunt un om normal, n-am alte lucruri care să zic că ar trebui să le citesc acum de undeva, să le aduc în fața opiniei publice, să-i conving că eu sunt candidatul cel mai super care trebuie să fie votat. Eu sunt un om normal, un om care am în spate la purtător niște lucruri, începând cu buna credință, pregătirea, experiența, exercițiul managerial, pentru că e nevoie la nivelul ăsta de reprezentare. Eu candidez președinte al Consiliului Județean. De unde vii? Din nou ne amintim de Iorga când e vorba de alegeri, nu? Despre viața omului, munca lui și faptele lui. Ce văd la eu ca cetățean? Mă uit să văd pe cine aleg. Pe cine aleg? Toată lumea vine și promite. Toți promit, toți sunt frumoși, toți promit.
Dar cine este acolo deasupra care pe toți cei care promit să-i adune, să aibă abilitate de comunicare, de negociere, managerială, de lider, dacă vreți? Eu, da, eu însă am uitat la liderul meu național când am ales asta. Și am ales un lider politic care e bun pe piața politică astăzi. Și am spus, eu ca lider, pentru că eu sunt un lider, da? Mă uit cu cine mă duc pe drum. Ei, aici, la nivelul președinției Consiliului Județean, trebuie să ai abilități foarte multe ca să poți să ai curajul să te duci acolo. Pentru că așa dacă te mână numai politicul, trebuie să ai și reprezentarea că se uite cetățeanul la tine. Și să uite cetățeanul la tine. Și unii pot să spună, aoleu, domne, ce am ales. Nu, și după aceea zice, nu, trebuie să ne uităm că sunt poate unii care pot să vină în față cu decizii politice păguboase pentru om. Și atunci omul spune, domnule, dar de 30 de ani aceleași lucruri, aceleași promisiuni. Știți că de asta își cam dă seama omul dacă a ales bine sau prost, își dă seama abia după aceea. Sigur că n-are cum să știe înainte. Apropo de ce spuneați dumneavoastră, că sunt unii care merg cu idei politice care se dovedesc păguboase ulterior, atunci omul nu mai are ce să facă decât, zice, domnule, aștept alegerile următoare. Că nu știe atunci. Dar revenind la ceea ce spuneați dumneavoastră și revenind și la faptul că vorbeați de, pe când erați șef a IPJ, de treaba de echipă de oameni cu care se poate face, că singur, într-adevăr, da, nu poți face. Și nu poți să le știi pe toate. Nu poți să le știi pe toate. Indiferent cât de bun și la ce nivel te situezi și ce expertiză ai, nu poți să le știi pe toate. Deci, deci mergeți pe ideea de a vă lua, dacă veți ajunge președinte al Consiliului Județean, să vă strângeți în jurul dumneavoastră un soi de echipă de oameni care se pricep fiecare pe bucățica. Obligatoriu fiecare pe domeniul lui de activitate, trebuie să încurajezi competența, să te înconjuri de oameni competenți, pentru că dacă te înconjuri de niște slugi, nu faci nimic. De aia care spun, am înțeles, n-ai făcut nimic. Da, asta pentru nu că cine este păgubit în interesele lui? Cetățeanul ăla care spune, mi-ați veșnicul promis. Alegător, da. Veșnicul alegător. Și atunci să știți că oamenii sunt puțin mai atenți. Asta a fost sentimentul meu. Cu câte mii de oameni am discutat. Da, asta vreau să vă sunt întreb. Sunt mai atenți. Ați umblat. Bine, sigur că nu e o campanie electorală. Da, e una atipică acum, pentru că nu... Eu pot să spun că eu vin din popor, adică eu n-am mai făcut politică. Bun, sigur, că v-ați dus cu toate măsurile de precauție așa mai departe, dar oricum ați avut de-a face cu mulți oameni. E nevoie de multă prudență prin situațiile astea. Nimeni n-a mai trecut. Adică și atunci dacă e să ne uităm, să aruncăm în stânga, în dreapta pentru anumite derapaje, deficiențe, așa, trebuie să fim, să avem cu toții reprezentarea faptului că nu prea n-am trecut prin asemenea experiențe și atunci sigur că e nevoie de multă prudență din partea fiecăruia. Ce ați văzut, apropo de oameni, cum ați simțit, să zicem așa, pulsul lor? Deci, ce v-au spus? Ce nu cazul? Ce? Că tot spuneați că sunteți unul care vine că din le mulțumesc oamenilor, nu? Tuturor celor care m-am întâlnit, care m-au încurajat și care m-au apreciat și au spus că au încredere în mine. Deci lucrul ăsta pentru mine e fantastic. Adică să spună omul, haideți, doamnă, și puneți acolo, că acum vorba este emblema Maramureșului. Mi-au spus niște moroșeni de peste deal. Pentru că, sigur, așa cum se știe, au fost și niște aspecte ce țin de recunoașterea profesională anterioară și m-au onorat aceste lucruri. E firesc, adică activitatea profesională a unui om, indiferent de domeniu, e cu atât mai pică cu atât mai bine cu cât este recunoscută. Dar înseamnă că omul a lăsat ceva în spate, în activitatea așa lui profesională. Da, repet, atât... indiferent de domeniu. Așa este. Deci indiferent... Și cade bine, într-adevăr. Dar ce ați văzut printre, eu știu că nu o să vă apucați. Deci oamenii își doresc altceva. Își doresc ca să nu fie folosiți, manipulați și folosiți doar la vot și ignorați ulterior. Deci vor ca problemele lor să conteze. Pentru că și nu este o filozofie aici. Aici nu este o filozofie și fiecare dintre politicienii care, mă inclus și eu că sunt candidat, da? Păi vreți, noi, noi cei care candidăm și vin fiecare cu promisiuni. În ce mă privește, eu nu prea știu să promit, eu știu să fac. Și vin cu aceste promisiuni. Promisiunile acestea trebuie duse în
buna credință și în dorința de a face și de a înfăptui pentru om ceea ce trebuie. Și, și atunci dacă toată lumea ceva, și posibilitatea. Dacă eu degeaba promit dacă nu pot să fac nimic. Nu, adică, dar se poate face. Se poate face. Și nu, vă spun cum se poate la face. Un dialog cu un om oarecare. Tu vii și spui, domnule, îți promit că fac aia. Tu știi că nu poți să o faci. Și atunci omul să rămână cu gustul amar. Păi nu poți să promiți dacă știți că nu poți să faci, că trebuie să ne uităm la celelalte democrații care, dacă ai promis ceva și n-ai făcut, te-a desființat. Te-a scos pentru totdeauna din această sferă. Să conduci în să faci politică sau să conduci în administrație. Am și atunci, dumneavoastră la alte democrații. Aici mai la alte, hai aici să ne vedem, că ne plimbăm peste tot și vrem să aducem la noi acasă. Și atunci ce aducem? Să aducem oameni care să fie capabili să înfăptuiască, să facă lucrurile care trebuie să le facă, chiar dacă nu le-au promis, da? Să gândească strategic, să aibă abilitatea muncii cu ceilalți pentru a prioritiza mai bine. Pentru că eu nu vreau să spun, eu nu sunt un om destructiv, un om belicos, să spun, nu s-a făcut nimic, totul arunc la gunoi, eu vin și pun eu în Consiliul Județean. Nu, sunt lucruri care, unele proiecte, unele activități care se pot continua și menirea și rolul unui bun administrator este să dezvolte proiecte noi, să facă lucruri și să prioritizeze foarte bine, având la bază nevoia cetățeanului. Și atunci trebuie să examinăm foarte corect toți. Da? O să mai spun, mai mă întreabă lumea, păi acolo este o compoziție heterogenă, sunt partide politice, având în vedere că este un aparat executiv în Consiliul Județean și pe urmă este partea aceea a componenței politice heterogene, care, sigur, se manifestă. Și atunci, este foarte simplu. Nu este o filozofie să aduni și să înțelegi și să ai abilitatea comunicării și negocierii cu toate aceste persoane care fiecare la rândul lui s-a angajat în fața comunității. Deci este foarte simplu de lucrat cu asemenea oameni. Teoria sună foarte bine, adevărat. Abia aștept să lucrez cu oameni în Consiliul Județean de toate culorile politice, cei care vor fi creditați de cetățeni prin votul din 27 septembrie și vor fi trimiși, da, ca să înfăptuiască o administrație de calitate, așa cum fiecare s-au angajat, și este foarte simplu. Dacă fiecare a înțeles menirea pe care o are și dorește, așa cum se angajează în zilele astea, că n-am auzit pe niciunul să spună, eu m-am gândit să zic, nu mă votați. Nu? Știu să chipzuiesc, da, ca și în Caragiale. Știu să chipzuiesc banul public. Sunt un om corect, un om care am demonstrat corectitudine, care am fost garantul aplicării corecte a legii. Adică oameni care la rândul lor, da, vor ști să facă la fel. Și atunci nu este foarte complicat. Toți ne angajăm să facem asta. Doar trebuie să fie unul care să spună, care un sunt prioritățile? Trebuie să existe neapărat. În corect. Și atunci ce se întâmplă? La ușa administrației se lasă orgoliile politice. Nu vine acolo ghiocei din aceia care, că cetățenii se uită și vor vedea și vor credita anumiți oameni care să spună, am înțeles, sau ăsta e decizia politică, vor lăsa orgoliile politice la ușa administrației și se va înfăptui o administrație corectă, legală, cu chipzuirea corectă a banului public, cu atragerea de fonduri, că ia că tot vorbim despre fonduri și ăsta trebuie să fie interesul primordial al oricărui bun administrator al județului, să ridicăm nivelul de trai prin ce mecanisme, prin ce mijloace, prin ce strategii, da? Acestea trebuie să ne fie preocupările noastre și nu orgolile politice, nici dacă ești de la alt partid, nici dai naibii, nu sunt de acord. Pentru că fiecare s-a angajat să facă. Și apropo de lucrurile acestea, nu multe sunt de spus, mai multe sunt de făcut în administrația județului. Sau putem porni și de acolo în a vedea care sunt nemulțumiți, de ce sunt cetățenii nemulțumiți. Și atunci asta să ne fie tema, da? De ce? Unde? De nemulțumiri acolo, acolo, acolo. Acolo trebuie să acționăm. Dacă acolo s-au creat nemulțumiri vis-a-vis de poate, nu știu, alegerea greșită a priorităților. Da, pot vedem cazi, care sunt nemulțumirile. Cauze. Sigur că nu poți să te duci în detaliu. În detaliu merge administrația locală. Da? De unde, are și arustuie. De unde are un rol extraordinar. De a porni de la nevoile cetățeanului pe care îl reprezintă acolo. Ușa administrației trebuie să fie deschisă.
administratorii aceștia, începând de la o comună și până la județ. Trebuie da. Să înțeleagă că ei sunt în slujba comunității și a cetățean, nu invers. Să nu trebuie, dar ce ai venit ei, aici? Dar nu știi câte metacă, probleme am eu? Ce mă deranjezi? Păi, din păcate. Aceste mentalități retrograde trebuie să dispară. Nu vor dispărea de pe zi. Cum să le dispară? Oamenii se resetează și oamenii politici trebuie să reseteze. Eu mi-am dat sentimentul că se resetează, că au trecut dintr-o parte în alta, de la stânga la dreapta, n-am nicio problemă. Nu știu cum e cu doctrina, nu știu dacă mai există, dacă nu există. Eu sunt un om cu principii de centru-stânga. De aceea am și ales aici. Acesta este primul și ultimul meu proiect politic. N-am făcut politică niciodată. Poziția mea profesională n-a fost niciodată atacată sau suspectată de vreun partid politic. Dar, în exercițiul profesional pe care l-am avut, știu cam tot ce au făcut prin politică și ce fel de reprezentanți sunt. La unii mă uit și eu așa cam cu tristețe și mă gândesc că dacă le iei umbrela politică, ei ce sunt da, ca deci... oameni. Și atunci oamenii mi-au spus așa, pe noi ne interesează cine sunt acei oameni care ne conduc. Cine sunt? Să vedem ce au făcut, ce pot să fac, pe mâna cui dăm județul ăsta să-l conducă. Și atunci, ce să alegem? Păi, ce să alegem? Unii mi-au spus... Este o alternativă extraordinară pro-România asta. Este foarte bine că pro-România, prin reprezentantul și candidatul care se prezintă în fața dumneavoastră, poate fi o bună alternativă. Pentru că n-a citit într-o carte de instituții politice sau cam cum trebuie să arate portretul de candidat, ci le are la purtător. Da, adică a demonstrat că a făcut ceva. Ce a făcut? Prin ce verificări a trecut? Ce concluzii s-au tras? Cine este această persoană? Poate sau pot să-l creditez sau nu pot să-l creditez? Că dacă vii și spui așa e politic, așa e decizia politică, așa mi-au spus cei de la partid, nu știu cum îl convingi pe cetățeanul ăla. Să-ți dea... E limpede că s-a mai primenit și mediul alegătorilor, să spun așa. Pentru că odinioară, hai să spune că se mai vota așa, iertat în fie expresia, cu ochelari de cal, cu 20-30 de ani, în fine. Eu sunt o idee blocat și merg și votez aia. E, acum, într-adevăr, cum spune și dumneavoastră, alegătorul nu mai e ăla care stă în fund, stă pe prispă și ce nu, păi mi-au zis vecinul, votez cu apă, cu ăla votez. Nu, el trece prin filtrul gândirii și atunci, până, uite, cam ăsta mă reprezintă, ceea ce este, sigur, un lucru foarte bun. Adică, așa ar trebui să fie. Da? Că nu iei omul cu arcanul și să-l duci la vot, zici, bă, votează cu ăla, că ți-am zis-o că e bun, lasă, nu te interesează altceva. Repet, este important. Acum, sigur, ca teorie, tot ceea ce a spus este grozav. Să fie oameni care știu că au primit votul cetățeanului și pentru asta sunt acolo, repet, ar fi grozav. Este foarte necesar pentru că altfel nu se mai poate. Este. Deci altfel nu se este mai necesar, poate. Dar... Dacă nu, deci eu nu sunt cu nu. Îmi place să spun, cred că se poate reseta toată clasa politică. Eu sunt nouă în politică. N-am mai făcut politică și am avut și ambiția să am 80% oameni pe liste, oameni noi. Ca să nu apară de pe o listă pe alta. 20% pentru un exercițiu administrativ împărtășit, corect, oameni care au demonstrat ceva, este util. Dar oamenii să știți că sunt... oameni care au demonstrat. Buni, inclusiv pe tineri, am avut pretenția și împreună cu echipa i-am selectat pe cei care fac ceva, care sunt angajați, nu cei care au intrat în politică doar ca să... fie să se bage în seamă în politică. Adică ce lucrezi? Ce faci la vârsta de 30 de ani? Ce ai făcut până acum? Sunt tineri pe care trebuie să-i încurajăm, sunt viitorul de mâine, sunt tineri care trebuie să-și pună priceperea lor și sunt copii foarte buni în toate zonele socioprofesionale. Am întâlnit copii foarte buni. Trebuie să-i încurajăm. Sunt cei care, la care trebuie să ne uităm cu încredere că mâine vor face lucruri mult mai bune. Pentru că societatea asta trebuie să se dezvolte, trebuie să meargă înainte. Trebuie încurajat și nu doar, sigur... Dar trebuie să le iei pe cel care face și, ceva, și nu clar. Cel care a intrat în politică ca să se bage în seamă, că e doar la politică. Aveți un discurs deloc tehnic, văd. Adică nu... sunt și candidați care vorbesc mai mult pe variant, sau, mă rog, cu multe inserții tehnice.
De pildă, că vreau să fac drumul ăla cu nu știu ce, nu știu cum, omul câteodată se poate pierde prin astfel de expuneri. Văd că păi aveți avem un dialog cât se poate de asta. Avem bănuiesc proiectele că... partidului, proiectele și strategia pe care trebuie să aibă o entitate ca și Consiliul Județean ulterior. La discursul pe care îl aveți cu un om, că nu merge să spuneți omului la țară, doamne, știi, conform PRC, că nu știu cum, planul cu tare, așa că omul ăla săracu nu pricepe. Nu, omul ăla trebuie să știe deci că asta remarcăm că aveți varianta de a merge discurs direct cu omul, uite, eu pot să fac aia sau aș vrea să facem aia sau aia sau aia sau aia. Deci, în primul rând, nu e nimic filozofic aici. Cetățeanul vrea să știe că pune ștampila pentru ca votul lui să contribuie la servirea intereselor lui. Da? Deci lucrurile acestea sunt foarte simple și foarte ușor de perceput și priceput pentru fiecare om politic care se angajează că vrea să facă ceva. Cu promovarea asta, cu care eu, în mod strategic, poate n-aș fi de acord dacă se mai pot schimba și în Parlament legile și la ce asistăm acum cu sute mii de tone de hârtie aduse din import ca să ne promoveze, să facem reviste în care să avem tot felul de promisiuni și până la urmă ajung la tomberon. Că... Da, măcar avem ce recicla, dar poate nu. Ne apropiem către de finalul emisiunii. Ați spus o nouă dată că vreți să faceți politică pentru oameni, nu pentru politicieni. Deci eu nu așa pot să fac. Politica deci pentru așa funcționați oameni cum ar veni și nu pentru politicieni. Politica pentru politicieni este cea pe care am văzut-o. Și care, ce face? Servește un grup de interese, o anumită zonă politică. Păi dacă vrei să faci politică pentru oameni, trebuie să fii imparțial, trebuie să fii echidistant, trebuie să fii egal pentru toți. Nu poți face pentru unii și pentru alții nu, că nu-ți dai noștri, au altă culoare. Păi n-ai înțeles mesajul, că tu ești pentru cetățeni. Deci tu ești politica, o faci pentru oameni. Nu o faci pentru tine sau pentru partidul sau pentru o directivă sau pentru cel care e captiv la niște decizii politice care s-au dovedit, iacătă, chiar păguboase pentru oameni. Păi de aceea sunt nemulțumesc și ce nu mai vreau să-i văd nici pe aia, nici pe aia. Alternativa este pro-România. Din punctul meu de vedere, alternativa este fiecare să aleagă cum consideră de cuvință. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Doamnelor, domnilor, a fost Viorica Marincaș, candidat al Pro-România Maramureș pentru șefia Consiliului Județean. Rămâneți cu TV Sighet.